Bună ziua și mă găsim, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți și în continuare alături de noi. Discutăm și astăzi despre oferta educațională a Universității din Craiova. Ne aplecăm atenția asupra domeniilor de licență și master de la Facultatea de Științe Sociale. Suntem în momente în care, iată, mulți dintre tineri își stabilesc destinul și bine ar fi să o facem temeinic și să o facem cu dorință și cu inimă deschisă. Vă spune, dacă sunteți în această situație, să vă gândiți foarte bine și să vă gândiți la viața voastră. Mare parte din viața noastră înseamnă muncă. Stăm 8, 10, 12 ore pe zi la job. 8 ore le dormim. Calculați voi ce mai rămâne. Rămâneți așadar alături de noi să discutăm care sunt perspectivele profesionale și condițiile de studiu pe care le oferă Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova. Avem alături de noi pe domnul profesor universitar doctor abilitat Sorin Liviu Damean, decanul Facultății de Științe Sociale. Vă mulțumesc tare mult, domnul decan, că ne sunteți alături. Și eu mulțumesc pentru invitație. În primul rând, bună ziua și bine v-am regăsit. Și de asemenea, alături de noi, domnișoara Maria Loredana Cadea, student al Facultății de Științe Sociale. Îți mulțumesc tare mult, Maria, și ție pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Maria, cu permisiunea domnului decan, o să începem cu tine și ne bazăm pe sinceritatea ta, chiar siguranță, dacă ești alături de domnul decan, să ne spui cum este atmosfera la Facultatea de Științe Sociale. Sinceră să fiu, mie de la început mi-a plăcut facultatea, prefer, pot să zic sincer, că prefer mult mai mult de când este fizic, adică nu se compară cu online-ul. Chiar dacă am început doar de 3 luni, se vede diferența, adică socializarea și între noi colegii, studenții și cu profesorii. Și un lucru care iar m-a impresionat e faptul că de fiecare dată profesorii au fost foarte deschiși cu noi. Adică de fiecare dată, de câte ori am avut o întrebare, ne-au răspuns, ne-au ajutat, ne-au dat chiar sfaturi și pe mine asta m-a ajutat foarte mult și asta mi-am dorit să găsesc. Niște oameni deschiși cu care poți să vorbești nu neapărat despre materia respectivă, despre istorie, cum e în cazul meu, ci și despre viață, despre absolut despre orice și cu colegii am creat legături chiar după primii 2 ani, că eu acum sunt în anul 2, urmează să-l termin, mai am ultimul examen, chiar mâine. Mult succes! Vă mulțumesc foarte mult și da, deci pe total chiar am o părere bună. Cum a fost trecerea de la învățământul liceal la acest sistem de învățământ universitar? Și aș vrea să facem așa un pic, un arc scurt peste timp și să ne amintim cum ai decis tu să mergi la Facultatea de Științe, cum ai decis istorie, cum ai decis Universitatea din Craiova. Da, este o poveste destul de drăguță. Eram în ultimul an de liceu, în clasa a 12-a, când ne pregătim de bacalaureat și, practic, atunci am început eu ușor-ușor să mă apropii de istorie. Noi atunci avem istoria românilor, din antichitate până în prezent, practic. Evident, informații foarte pe scurt, informații generale. Și anumite subiecte m-au atras foarte mult, m-au făcut să fiu curioasă. Uite, și așa am încercat eu să citesc o carte de istorie și cu cât am citit, am început să fiu din ce în ce mai atrasă de materia asta și să-mi doresc să aflu mai multe, în primul rând, despre trecutul meu, despre țara asta, pentru că, din ce am citit, tot vedeam că sunt niște oameni care chiar au iubit țara asta și chiar au făcut multe lucruri pentru ea și uite că până și după atâta timp încă vorbim despre ei pentru că ei cumva rămân nemuritori în scrieri. Asta, prin felul ăsta rămân ei nemuritori și m-am gândit ce au reușit oamenii ăștia, cu ce s-au deosebit ei față de alți oameni. Și mi-am dorit să aflu asta și astfel m-am decis să mă duc la Facultatea de Științe Sociale chiar în timpul clasei a 12-a, cam știam ce vreau să fac. Oricum, eu de mai micuță vreau să mă fac profesoară, nu știam neapărat pe ce materie în special, însă știam cu siguranță că vreau să mă fac profesoară, să pot să explic copiilor, să interacționez cu ei și de acolo a început și pasiunea asta cumva pentru istorie, însă după ce am terminat și 2 ani de istorie, pot să zic că acum e și mai mare în sensul în care, nu știu, explicându-ne domnii profesori și așa, m-au făcut să înțeleg mult mai multe lucruri și să mă apropii și mai mult, adică sentimentul ăsta de, nu știu, de patriotism cumva, chiar s-a mai dezvoltat pentru că am început să am un respect din ce în ce mai mare pentru oamenii, chiar dacă nu mai sunt aici cu noi, prin ceea ce au făcut, uitați că încă trăiesc, chiar dacă ei nu mai sunt. Și așa, cumva, și sper să nu renunț și să aflu din ce în ce, pentru că asta e, în primul rând, scopul facultății. Mereu am fost de acord că trebuie să punem întrebări, să fim curioși. Doar așa putem să învățăm, fiind curioși, să nu fim indiferenți. Pentru că, din păcate, din ce am observat eu, marea majoritate să fie indiferenți, din păcate spun. Și de asta trebuie să fim curioși, să ne dorim, pe urmă, să descoperim ce înseamnă ea viața, în adevăratul sens al cuvântului. Și
Așa, cred că e o cale spre succes dacă faci, urmezi pașii aceștia și dacă îți place, în primul rând, logic. Domnul decan, iată, cumva Maria ne-a și dezvăluit care sunt acele atribute pe care ar trebui să le dețină un student la Facultatea de Istorie. Cred că un intelectual sau un intelectual în formare, curiozitatea și dorința de a afla lucruri. Din păcate, avem un sistem destul de zdăbuț între universitari în ceea ce privește orientarea și consilierea profesională. Și vedem pe statistică, vedem că se pierd o grămadă de tineri care renunță și anul acesta un procent considerabil a renunțat efectiv dintre absolvenții de clasa a 12-a să susțină examenul de bacalaureat. Vedem tineri dezorientați care și-ar dori să facă studii universitare, în același timp și-ar dori să câștige și bani, și-ar dori să rămână în țară, și-ar dori să și plece. Ce facem cu acești tineri? Ce le spunem tinerilor care în aceste momente încă nu știu ce au de făcut, nu știu ce își doresc, nu știu dacă e cazul să meargă către sistemul universitar? Da, nu ne rămâne altceva de făcut decât să încercăm să-i convingem că pregătiți foarte bine profesional vor reuși și în viață. Un om cu studii, un om cu o pregătire superioară va reuși în felul acesta să acopere o paletă mai largă de oportunități și să o aleagă pe cea care îi se potrivește cel mai bine pentru viitorul lui. E adevărat că și noi în învățământul superior de ceva vreme și eu tot am tras semnale de alarmă că tinerii noștri, din păcate, nu mai sunt atât de interesați să urmeze studiile superioare și că trebuie să facem ceva. De la, să spunem, vizitele noastre în liceele din Craiova sau din Oltenia, unde ne-am prezentat oferta educațională, le-am explicat importanța urmării studiilor superioare, ce pune la dispoziție, ce bază materială pune la dispoziție Universitatea din Craiova, acum am mers ceva mai departe prin proiecte europene. Dincolo de proiectele student-antreprenor, care în principal aveau în vedere grup țintă studenții noștri, pentru a-i pregăti și pentru o alternativă în eventualitatea în care nu găsesc o oportunitate potrivit studiilor pe care le-au urmat. Dar în egală măsură aceste proiecte au fost adresate și elevilor, mai ales elevilor de clasa 11-a, 12-a, care să se familiarizeze cu învățământul universitar, să vadă ce înseamnă până la urmă să fii student. Și am avut, de pildă, în proiectul student-antreprenor de la Facultatea de Științe Sociale, un grup țintă de 400 de elevi din toată zona Olteniei, care în felul acesta au putut să fie mai bine informați și să vadă în egală măsură ce înseamnă să fii student la Universitatea din Craiova. Mai nou acum avem și alte proiecte gen ROSE, Romanian Secondary Education, deci cele consacrate învățământului secundar și terțiar, prin care elevii, la fel, pe perioada verii, ne apropiem de această perioadă când va fi o școală de vară la Facultatea de Științe Sociale și unde vom avea invitați elevi din liceele craiovene care timp de 2 săptămâni de zile se vor familiariza cu viața de student. Vor fi cazați în cămin, vor vedea ce înseamnă să servești masa la cantină, vor vedea baza materială a Universității din Craiova, de la simplele săli de curs la laboratoarele pe care le avem. Și trebuie să recunoaștem că din punctul acesta de vedere baza materială este bine pusă la punct la Universitatea din Craiova. Se vor ține prelegeri de către cadrele didactice pentru a se familiariza cu profesorii din învățământul superior. Deci toate acestea sunt făcute pentru a-i atrage, pentru a le stârni din nou interesul. E adevărat ceea ce spunea și Maria mai devreme. Noi la
cursurile noastre, printre altele, mai facem și niște paranteze în care, de fapt, avem discuții libere și despre problemele cu care se confruntă studenții noștri și să-i facem să privească viața altfel. Pentru că foarte mulți sunt tentați de zvonurile acestea, ce bine este afară, hai să mergem să lucrăm afară, chiar dacă nu potrivit studiilor pe care le avem sau le-am finalizat, și în felul acesta asistăm la o scurgere în exterior a unui potențial extraordinar oferit de tineri care până la urmă au beneficiat din partea statului de un suport în ceea ce privește transmiterea cunoștințelor necesare. Și încercăm să le demonstrăm faptul că și la noi condițiile nu sunt diferite, dar să nu spunem că doar să ne creadă pe cuvânt. Avem bursele Erasmus, prin care studenții pot pleca în străinătate la universitățile noastre partenere din Uniunea Europeană și în care 6 luni, 9 luni de zile pot vedea cum se desfășoară învățământul acolo, pot urma cursuri, pot da examene și așa mai departe. Deci este o modalitate de a cunoaște și mai bine tot ceea ce se întâmplă în spațiul universitar european. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. În România se face totuși învățământ de calitate. Avem și cadre didactice devotate, mai ales în ultima vreme rândurile s-au întinerit, să spun așa. Deci au venit tot mai mulți tineri ca și cadre didactice care au entuziasmul ăla de la începutul carierei, când încearcă să transmită studenților ceea ce ei au învățat la rândul lor. Și iată, în felul acesta a devenit și un fel de modele pentru studenții noștri. Deci oportunități pentru liceieni sunt foarte multe și trebuie să conștientizeze acest lucru. Fără studii superioare, cariera la un moment dat poate avea un parcurs descendent, nu ascendent, așa cum și l-ar dori fiecare. Foarte bine puncta Maria de a ne cunoaște trecutul și a cunoaște personalitățile pe care le-a avut acest popor și probabil că și printre noi, printre cei contemporani, mai sunt astfel de oameni care pot să fie conturați ca și modele. Apropo de iufa asta, de a merge în străinătate și de a vedea oriunde altundeva o variantă și în țară nu. Din păcate sunt mentalități de genul acesta. Pomeneați programele Erasmus+. Ce ocazie mai bună decât a merge până la urmă pe cheltuiala Comisiei Europene prin programele Erasmus, practic studiezi, cunoști cultura acelei țări, îți este plătit transport, cazare, masă. De ce ai abandonat studiile și ai plecat la o muncă care mai târziu sau mai devreme își va pune repercursiunile asupra stării tale de sănătate? Da, da, da. Când poți, iată, să le faci pe amândouă. Da. Maria, te-ai gândit la programele Erasmus? Sinceră să fiu... A fost pandemia, dificil. Într-adevăr. Sinceră să fiu, am auzit de aceste programe, însă, de sincer vă zic, nu mi-am dorit niciodată să părăsesc țara și nu-mi doresc să o fac prea curând, pentru că mi se pare că avem și noi aici tot ceea ce este necesar. Dorință să fie și implicare, asta e cel mai important, cu asta poți să reușești oriunde până la urmă. Și mereu am fost de părere că avem o țară absolut superbă, evident ca de fiecare dată sunt și anumite probleme, însă eu nu m-am gândit niciodată să părăsesc țara. Cumva și istoria, pot să zic, cumva indirect m-a determinat să fac chestia asta, pentru că, nu știu, văzând ce au făcut oamenii din trecut pentru țara asta, parcă mi-ar părea așa rău să părăsesc, așa de frumoasă e, încât mi se pare, am zis, cu implicare, cu dedicare, cu foarte, foarte multă dorință, poți să reușești și aici. Și chiar eu sunt foarte dezamăgită când văd că anumiți copii care chiar au potențial și ar putea cumva să ridice țara asta, pleacă. N-am fost niciodată de acord cu asta și eu una nu o să o fac. Și încurajez pe toată lumea să încerce să rămână aici. Aici ne-am născut, aici să încercăm să progresăm și să evoluăm cât mai frumos. Domnul decan, foarte frumos vorbește Maria, iată un patriot cu adevărat. Se vede formația de istoric, da. Deja se conturează foarte, foarte clar. Oricum, eu i-aș recomanda Mariei
acum deja e târziu pentru licență, dar la master, când va face masterul, să nu dea cu piciorul unei oferte de bursă Erasmus în străinătate, doar pentru a vedea cum decurge acolo învățământul superior. Trebuie să ne gândim că astfel de perspective nu au existat cu ani în urmă, nu vorbim de 89, când deja știm foarte bine că eram închiși aici și nu aveam nicio posibilitate să ieșim în afară, doar ce ni se transmitea. De fapt, eram manipulați. Ni se spunea că Occidentul e decadent. Așa că aveam o imagine cu totul deformată. Acum avem această posibilitate de a călători în afara granițelor și este bine să o facem, pentru că în felul acesta cunoaștem cultura, civilizația. Putem și noi, la rândul nostru, să ne mândrim cu istoria noastră, cu cultura și civilizația de-a lungul mileniilor. Pentru că n-am fost un popor care să nu fi marcat cumva istoria umanității. Ba, dimpotrivă, au fost momente în care am reușit să ieșim în evidență și în felul acesta să ne punem amprenta. Facultatea de Științe Sociale vine cu mai multe domenii de licență, însă toate sunt, până la urmă, în sensul acesta, în sensul de a forma oameni compleți. Domenii de licență care nu presupun predarea de informație, presupun formarea de oameni, de caractere, de mentalități, de moduri de a gândi. Exact. Nu vorbim numai de transmitere de informații. Căutăm să modelăm, dacă nu să formăm, pentru că sunt cazuri în care trebuie să recurgi la formarea intelectuală a studenților, dar și multe cazuri în care doar să-i modelăm, să-i îndreptăm pe calea cea bună sau cea potrivită calităților și aptitudinilor fiecăruia dintre ei. Noi avem la Facultatea de Științe Sociale, școlarizăm anul acesta 4 specializări de licență. Pe lângă istorie, de care vorbeam mai devreme, mai sunt relațiile internaționale și studiile europene, sociologia și asistența socială. Un domeniu care în ultimii ani cel puțin se bucură de un succes extraordinar. Acolo ne apropiem de capacitatea maximă de școlarizare, adică aproape 100 de studenți, deci acolo competiția este mai mare. Îi spunem competiție pentru că, deși este vorba doar de admitere pe baza mediei de la bacalaureat în proporție de 100%, sigur, ierarhizarea pentru cele 40 de locuri la buget și celelalte 60 de locuri la taxă se va face în funcție de media pe care a obținut-o fiecare candidat la bacalaureat. De aceea este foarte important să trateze bacalaureatul cu seriozitate, pentru că în felul acesta șansele lor de a ocupa un loc la buget este mai mare. Deci să fie subvenționată participarea lor la studii și, de ce nu, să primească chiar și burse dacă rezultatele sunt foarte bune. N-avem numai burse de performanță, de pildă, burse de merit, sunt și bursele sociale, sunt și burse menite să-i sprijine pe studenții care, să spunem, provin din familii defavorizate sau care nu au resursele materiale, financiare necesare pentru a-și finaliza studiile. Pentru că trebuie să recunoaștem, există și cazuri de abandon, când o parte din studenți nu mai pot face față provocărilor unui învățământ din ce în ce mai performant și care totuși implică niște costuri, chiar în eventualitatea în care cea mai mare parte a acestor costuri este suportată de către stat. Dar toate aceste 4 specializări la licență acoperă o sferă largă din domeniul științelor sociale, al științelor umane, care nu numai că îi pregătesc, să spunem, din punct de vedere profesional, dar îi pregătesc în egală măsură și pentru viață.
Aici poate este avantajul domeniilor sau specializărilor din sfera aceasta socio-umană. Pentru că explică altfel lucrurile legate de societate, legate de umanitate și în felul acesta reușesc să înțeleagă mai bine și să se integreze mai bine într-o viață care trebuie să recunoaștem, s-a schimbat. Este extraordinar de dinamică, nu mai curge așa de lent cum știam noi, fie înainte de 1989 sau în primii ani de după 1990. Trăim într-o societate cu multe provocări, cu schimbări extrem de dinamice, ba chiar cu mutații, cu mutații radicale. Uitați-vă ce se întâmplă la nivel de tehnologie. Dacă înainte de 1989 noi făceam fișe din cărți și le scriam pe câte o jumătate de foaie și le puneam frumos așa în plicuri, mai dau exemplu ăsta studenților mei, acum sunt alte resurse, calculatorul, copiatoarele, deci totul s-a diversificat, nu mai vorbim că foarte multă literatură de specialitate este acum în format electronic, în format PDF, multe dintre ele sunt gratis, se pot descărca fără costuri suplimentare, deci avem resurse electronice la dispoziție care în felul acesta le pot îmbogăți performanțele de-a lungul studiilor lor superioare. Circulă fel de fel de mituri și de mentalități legate de domeniile de licență de la Facultatea de Științe Sociale. Aș vrea să vorbim un pic despre ce înseamnă a memora. Auzind deseori, păi cum? Dacă mergi la istorie, trebuie să ai o memorie de elefant. Maria? Să știți că nu sunt... Bine, într-adevăr, trebuie să citești mult, să reții anumite informații care sunt absolut necesare, însă, ca să reușești la istorie, în primul rând, trebuie să ai un spirit critic. Trebuie să știi să filtrezi cumva informația prin propria ta gândire, să diferențiezi ce e adevărat, de ce poate nu e. Cred că asta e ori mai important și decât să memorezi informații întregi, cărți foarte multe. Cred că asta e foarte important, să ai spiritul ăsta de observație și cumva să încerci să rezonezi cu oamenii aceia, să încerci cumva să-i înțelegi. Evident că nu o să poți niciodată să reușești 100%, însă cumva ai nevoie de spiritul ăsta critic, spirit de observație și să nu mai zic implicare. Adică nu contează neapărat să vii cu o bază foarte, foarte mare de informații la începutul facultății, mă refer. Vreau să te întreb și acest lucru. De la ce profil vii? Eu am venit de la profilul de științe sociale. Exact, deci, de științe sociale. Dar bănuiesc că ai și colegi care provin de la profil tehnic sau... Da, exact. Deci asta zic, nu contează neapărat profilul. Dacă există pasiune, asta e cel mai important. Eu am fost la științe sociale, într-adevăr, am făcut și română, și pe istorie s-a pus baza, și pe engleză, pe materii de-astea umaniste în special. Oricum, nu prea mi-a plăcut matematica în general, deci era clar că o să aleg asta și cumva la mine a fost așa un mers continuu. Științe sociale, acum tot științe sociale, însă de asta vreau să spun că nu trebuie neapărat să știi extrem, extrem de multe informații când intri în facultate. În primul rând, cum am zis, trebuie să fii curios, să pui întrebări și în felul ăsta reușești să asimilezi și să afli cât mai multe lucruri, să le înveți cumva așa organic, nu să le memorezi, pentru că dacă doar o să le memorezi, o să se vadă că o să se uită foarte repede. Trebuie, în primul rând, să înțelegi ceea ce citești și cu logica. Asta e cel mai important. Știu că unul dintre momentele foarte frumoase pentru studenții de la istorie era practica în teren, o practică arheologică. Da, practica arheologică la șantierul nostru școală de la Suceava, Celei Corabia. Din păcate, pandemia ne-a dat peste cap și din punctul acesta de vedere, însă s-a revenit. În vara aceasta deja se apropie și perioada în care se vor face cele două săptămâni de practică. Este un șantier arheologic acolo fabulos. Vorbeam de iubire de țară. Poate înainte de a pleca să vizităm foarte mult prin afară, să ne facem într-un weekend drum și către Suceava. Acolo s-au schimbat foarte mult lucrurile, s-au schimbat în bine, în sensul că toată acea arie a putut fi mai bine protejată, conservată și să știți că și descoperirile arheologice sunt pe măsură.
Iată că în felul acesta o parte importantă din Antichitate până în Evul Mediu, cât acea zonă a fost puntea de trecere de la sud spre sudul Dunării spre nord, putem înțelege mai bine toată această perioadă. Memorarea este importantă doar în cazul în care, să spunem, trebuie să acumulezi mai multă informație. Dar dacă reușești prin logică, prin explicațiile care ți se oferă, să înțelegi firul evoluției, pentru că este un fir al evoluției. Orice organism evoluează așa, nu numai organismul uman, nu? Se naște, crește, evoluează, se dezvoltă și până la urmă moare din diferite motive. Dacă reușești să prinzi firul acesta al istoriei, nu este neapărat necesar să știi pe de rost date, pentru că înțelegând fenomenul, imediat îți aduce aminte și momentele acestea semnificative la nivel de ani, la nivel cronologic. Deci și cazul este nu numai pentru istorie, și pentru relații internaționale, și pentru sociologie, și pentru asistență socială. Fenomenele trebuie înțelese în ansamblul lor. Și odată ce le-ai înțeles, memoria nu este altceva decât un auxiliar, să spunem așa, care te ajută să reții mai bine anumite lucruri. Așa că, într-adevăr, e un mit asta că trebuie să știi pe de rost. Nu, dacă vei ști pe de rost, vei uita la fel de repede. Este ceea ce încerc să le atrag atenția studenților de fiecare dată. Încercați să fiți atenți, să prindeți firul, pentru că altfel vă intră pe ureche, s-a încheiat ora, ați ieșit afară, a și ieșit informația pe cealaltă ureche și în felul acesta nu mai rămâne nimic în minte. Și în primul rând că ai pierdut timp, ai pierdut informația care te putea ajuta și îți va fi foarte greu după aceea să recuperezi. Pentru că perioada aceasta a examenelor, sesiunea care încă pentru cei de ani întâi și doi mai continuă și săptămâna aceasta, nu este deloc ușoară, ca perioada 3 sau 4 săptămâni de zile să ai 5 sau 6 examene la materii diferite, care îți solicită foarte mult și energia, și dacă ai deja acumulat, o simplă trecere în revistă nu face altceva decât să îți reîmprospăteze informațiile. Dacă înveți motamo, să zicem, e dezastros, pentru că imediat după ce s-a terminat examenul ai și uitat totul. Iar nota aceea, să fim serioși, nu întotdeauna reflectă că poți să reproduci foarte bine, nu? Nu ai nimic, cadrul didactic nu poate depuncta. E adevărat că mai poate pune o întrebare capcană, mai încerci să vezi și cum gândește, nu neapărat cum reproduce o informație fiecare student. Dar nota nu poate fi întotdeauna tocmai oglinda cea mai exactă. Însă dacă înțelegi lucrurile, dacă le treci prin filtrul propriei tale gândire, al propriului tău sistem de valori, atunci câștigul nu poate fi decât de partea celui care face acest lucru. Perspectivele profesionale sunt destul de vaste la domeniile de licență de la Facultatea de Științe Sociale. Trăim într-o perioadă în care, până la urmă, angajatorii caută oameni complexi, oameni cu o putere de înțelegere și de adaptare la locul de muncă. Așa este, pentru că, iată, de pildă, și lucrurile astea le explicăm și le discutăm. Când te prezinți la un interviu pentru, să zicem, angajare, nu neapărat să fie un concurs, nu, prin care să dai o probă scrisă, eu știu. O să vă rog cât mai scurt, că mai avem 2 minute. Imediat, știți că eu am darul de a mă lungi de fiecare dată. Deci, în astfel de perspective, la un interviu, acolo trebuie să arăți ceea ce
poți face, nu neapărat ceea ce știi, ceea ce reproduci, pentru că angajatorul se uită pe foaia ta matriculă, pe suplimentul la diplomă, doar pentru a-și face o idee ce rezultate ai obținut. Dar aia nu este tocmai, să spunem, piatra de temelie. Vrea să vadă cum te descurci, cum vorbești, cum comunici, cum reușești să interacționezi. Și în felul acesta, perspectivele la Facultatea de Științe Sociale sunt nenumărate. Nu numai domeniul învățământului, că toată lumea asociază, te duci la Facultatea de Științe Sociale, sigur ești profesor de acolo. Nu numai profesor, poți să fii cercetător, poți să lucrezi în organizații guvernamentale sau neguvernamentale, în administrație publică, în sistemul de protecție socială. Iată, cei de la asistență socială acum sunt foarte căutați pe piața muncii, nu numai la noi, ci chiar și în afara granițelor. Deci, aria este destul de largă, dar trebuie să vii cu un bagaj suficient de puternic și să reușești să-l convingi pe angajator că tu ești persoana potrivită pentru postul respectiv. Maria, domnul decan, vă mulțumesc pentru prezența astăzi. Mult succes, Maria, în activitate. Iar dumneavoastră, domnul decan, ce cel mai bun a luat, astfel încât să avem ce să plămădim și la finalizarea studiilor să avem tineri precum Maria, tineri care, iată, vin și pun așa o cărămidă și în mentalitatea colectivă, în schimbarea acestei țări, pentru că toți tindem, într-un final, spre a fi mândri de noi ca popor. Exact, exact. Chiar dacă numărul de studenți nu este foarte mare la Facultatea de Științe Sociale sau nu se îndreaptă atât de mulți studenți spre Facultatea de Științe Sociale, să știți totuși că cei care vin în bună parte sunt copii dedicați, care își iau studiile în serios. Și acest lucru nu poate decât să ne bucure și să ne facă mândri în egală măsură, pentru că până la urmă pe diplomă scrie Facultatea de Științe Sociale sau orice altă facultate, Universitatea din Craiova, și noi suntem împliniți în momentul în care absolvenții noștri la rândul lor sunt împliniți profesional. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu. Dumneavoastră, dacă vreți mai multe informații despre ceea ce înseamnă oferta educațională a Facultății de Științe Sociale și, de asemenea, detalii legate de procesul de admitere, dar și informații despre modul în care se desfășoară activitățile la Facultatea de Științe Sociale, accesați site-ul Universității din Craiova, www.ucv.ro/admitere, și acolo veți găsi Facultatea de Științe Sociale și, de asemenea, o serie de date de contact ale cadrelor didactice de la Facultatea de Științe Sociale, care vă stau la dispoziție, vă răspund la întrebări în situația în care nu sunteți lămuriți. Toate cele bune și multă înțelepciune în alegerile dumneavoastră. La revedere!